Când? 3, 2, 1, wow! Spune, 3, 2, 1 și... O să oprim mașina. Nu, mașina nu trebuie oprită după ce o forvezi. Foarte altfel, frumos. Altfel distrugi turbina. Ce țin la turbina mea? Cel mai recordul de amendă mondial se află în Elveția, de 1 milion de franci. Plăcuțele astea de matriculare, buzi mici. Da, și arată foarte fain. Am numele de România și am stat cu numele de România vreo 6 luni acolo în Elveția. Toate poliția, nu? Da, era pe tine, m-a oprit în Germania, în Austria, nebun. Aveam numere de Vaslui și Boss, adică. De Vaslui aveai? Da. Mamă, dar au zis pe Vaslui până în Germania. Când te întorci înapoi, ești ceva genul, a, ok, lasă că te controlează elvețierii. Deci, deci nu te controlează nimeni. Nimeni, nici când duci, când te întorci. Am mers, am traversat cu el toată Ungaria în 220. Și atunci am observat că cruise controlul este limitat la 210. Când va începe mașina să subvireze, fiind X-Drive, subvirează mult mai mult decât până acum. Salutare și v-am găsit la un nou vlog special. Este un vlog special deoarece am filmat mașini prin toată țara, dar niciodată n-am filmat o mașină din Elveția. Avem proprietarul aici de față care a venit din Elveția în vacanță în România să facă câteva chestii la mașină, fiindcă mașinile faine se fac în România și se conduc în Elveția. Și a zis, hai, dacă tot am ajuns aici, să-i dau un mesaj în MTB să filmăm această mașină frumoasă. Te-aș ruga să dai un like, un share și un subscribe acest canal, fiindcă doar în acest fel puteți să găsim mașini până și în Elveția de filmat. Și din ce în ce mai șmechere. Și din ce în ce mai șmechere, clar. Salutare, Narcis, cum te-ai scris pe Instagram? Narcis.gemene. Dați un follow și lui pe Instagram și Facebook ai? Avem Narcis Gemene. Da? Dați un follow și pe Facebook, fiindcă are o mașină foarte faină. Și astăzi vreau să vă spun că pe lângă mașina frumoasă care este aici de față, pe care o avem aici de față, avem și o poveste foarte interesantă, fiindcă și eu am câteva curiozități pe care 100% le aveți și voi. Ce se întâmplă cu mașinile Elveția? Cum e cu impozite, cum e cu modificările, cum e cu, nu știu, cu taxele, cu cumpăratul. Și avem aici un membru al țării elvețiene, nu? Viitor membru în 2,5 ani. Da? Da. Poți să te țin, nu? Da, în 5 ani. În 5 ani. Foarte tare. Hai să vorbim prima dată, Narcis, despre mașină. Ce mașină este? Un BMW F30, okay. 2013. Cu motorizarea? 330, deci 3 litri diesel. Că românilor le place diesel. Spune-le și pe aia, șmecheră. X-Drive. X-Drive, bineînțeles. Să nu plece pe ploaie. Mulți să spun acum, mamă, frate, că ți-a luat pacote la casa omului, vine aici de mine, că X-Drive, că românul nu-i place X-Drive. Românul când are o chestie care se strică în plus, spune că nu-i bună, știi? Da, e adevărat, e adevărat. Dar când îți derapează pe autostradă la viteză, parcă atunci că am înțeles, exact, dar chiar așa este. În principiu, la noi în România nu prea merită X-Drive-ul, pentru că, nu știu, nu prea avem nici drumuri de X-Drive, adică, da, sincer. Da, știu. Dar la noi derapez și cu X-Drive-ul. Eu la Austria, în Austria am derapat. Da? Da, pe autostradă în Austria. Ai pe ploaie, nu? Da, pe ploaie la nu, 110, okay. Așa a plecat fundul. Ok, am înțeles, bun, interesant. Cum ai cumpăr mașina asta și de ce, de fapt, ai luat-o din Elveția mașina? Da. Mașina a fost cumpărată în Elveția. Hai să le spunem oamenilor cum se cumpără o mașină în Elveția. Ea vine cu pachetul luxury. Da, da. Ca să le spunem așa. Și cu parbrizul spart. În România sau în Elveția? În România. Da? Da, acum 2 zile. Deci ai venit în România și gata să spart parbrizul, da, nu? Da, da. Deci am stat în România 3 săptămâni, una 4 săptămână. Wow. Da. Asta și primul drum lung de România, prima piatră. Dar știi ce e paradoxal? Că ăștia care merg tot timpul în România, adică ăștia ca mine, păi nu spargem parbrize. Nu știu, cred că voi, ceva cu voi ăștia străini care veniți în România și se simte că sunteți de aici. Poate merge mai tare de aia. Probabil că merge și mai tare și la cum arată mașina asta mi se pare oricum, e proaspăt colantată. Era și păcat să dai parbrizul spart acum, să fim serios, prea da, perfect, da. Era. Nu, că se vede și bine. Da. Pune și nouă și urmăritorilor noștri, ce faci atunci când vrei să cumperi o mașină în Elveția? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi? Da. Foarte important e că în Elveția se găsesc foarte multe, ca și în Germania, parcuri auto. Ok. Oamenii nu prea stau având bani, nu stau acolo să zică mă întâlnesc cu Ionica, cu Gigel să cumpără mașina, o dau la parcuri auto, ei o mai bibilesc un pic, da? Da? După care te duci, vezi mașina, negociezi foarte puțin, deci nu poți să ai 10% discount nici cum. Adică trebuie să ai badao și dealerul. Exact, exact. Care, face care nu și-au adao super mult. Okay. După care foarte important este să verifici care e ITP-ul. Verifici imediat. Un fel de TÜV în Germania. Exact, exact. Okay. La noi se numește MFK. Ok.
După care... Și e greu de trecut treaba asta? Sau e la fel ca ITP-ul în România? E complicat. Pre-pandemie uh-huh. era greu. Okay. Eu am avut un E90 tot în Elveția, uh-huh. care l-am vândut pentru că nu trecea ITP-ul. Că scotea fum albastru, consuma ulei. Ah, benzina, luat benzina. Da, 320. Te-ai lămurit cu benzina, nu? Exact. Aerul condiționat. Aerul condiționat. Nu curge ceva... Avem un cameraman care nu știe cu mașinile, cu asta nu-i problemă, nu tăiem la montaj, asta e. Bun, te-ai lecuit de benzină cu E90? Da, am spus că vreau diesel și pentru drumuri lungi și pentru toate nevoile. Ai avut 2.0 benzină 4 cilindri, nu? Da, normal. Normal, nu? Păi nu-i motorul la mai, lași tu motorul benzină ca în live, pe bune. Da, știu. Deci te duci la garaj, așa? Oamenii nu negociază foarte da? Mult, îți place mașina, după care suni la asigurator uh-huh. și spui, sunt Ionica Gigel, vreau să cumpăr această mașină așa? Cu seria da? De șasiu. Îți face asigurare instant. Da? Deci la telefon îți face asigurare. Îți trimite acasă prin poștă factura. După te duci la Strasa Verkezam. Mamă, frate. Road Traffic Office. Ajungi la Road Traffic Office. Ei se uită, pentru că baza de date a asiguratorului auto și a Road Traffic Office e comună. Se uită, spune, ok, Narcis Gemene, tu ai okay. deja asigurare, poftim noul talon, mm-hmm. ești noul proprietar. Începe unde se poate. Deci tot procesul, dacă ți-ți place mașina, mm-hmm. într-o oră pe numele tău. Deci o mașină în Elveția se cumpără într-o oră. Da. Ai cumpărat vreo mașină în România? Da. Și cât durează în România? 3 săptămâni. Am avut un F30 și 3.0. Și risc să nu primești fiscalul. La voi există cu fiscal cu asta? Nu. Nu există, nu? Nu. Am înțeles că în România se practică. Pentru că dacă nu-ți plătești tu chestiile care le-ai de plătit, 10% pe săptămână sau pe lună se adună. Pe penalitate. Până ți-a tot de pe tine. Da, chiar era un român care povestea că din 40 de franci, echivalentul a 35 de euro, uh-huh. a plătit 800. Doar uh-huh. pentru că a uitat să o plătească, nu pentru că nu a avut. Acum. Deci 35 de franci sunt 40 de euro aproape? Sau da. 40 de franci sunt aproape 35 de euro? Da, exact. Mamă, e paritatea aproape 1 la 1. Da, a fost 1 la 1, să știi. Da? Da, a fost înainte de pandemie era 1 la 1. Băi, frate. Știu că a fost un scandal cu la oamenii în 2010, da. Au luat căite în franci și după aia era foarte stabil la uh-huh. 2,70 lei, 2,60 €. A făcut mânărie. Și după care nu a făcut nicio mânărie, dacă îți iei credit în valuta pe care noi să nu primești bani, ce să-ți faci? Am înțeles. Bun, deci mașina o cumperi într-o oră maxim. Da. Acum, sincer, sunt și eu convins, ce înseamnă la voi sistemul de impozitare? Adică, după cum să impozi? Tu ai 3.000 diesel, ar trebui să... Da, aici, în România, e de lux. Și eu m-am speriat prima dată. Am zis, să-mi iau 3.000 diesel să plătesc, dacă în România plătești cam 3.000 de lei, nu? 2.400. Depinde de primărie. Da. Eu am plătit 600 de franci. Asta înseamnă 2.800 de lei. În Elveția? Da. Deci, e egal ca în România. Stai două secunde, egal ca în România. Dar cât e salariul în Elveția? Cât e tu salariul în Elveția? De 4 cifre. De 4 cifre, deci cu salariul de 4 cifre tu plătești 3. Da, exact. De 40 euro ai spus și plătești cu 20 ori. Exact, n-ai spus bine? Da, în România ai salariul de 20 euro și plătești tot 20 euro, știi? Tot 20 euro, da. Deci e destul de lansor. Deci impozitul ca în România, da. Asigurarea, cred că acolo e destul de complicat. Da, și tocmai pentru asta nu mi-am luat full casco, mi-am luat casco parțial. Am dat 1600 de franci. Uh-huh. Pentru casco parțial și asigurare. Stai două secunde, asigurarea, aveți și voi asigurare obligatorie, nu? Da, evident. Aia cât costă pe an? Cam 350-500 de franci. Adică în jur de 300 de euro. 400 de euro. 400, e mai, da. Scump, e mai scump în România asigurarea. Da, dar iarăși, da, făcând, știu, e mai scumpă, dar și la noi e la fel ca în România. Dacă ai sub 25 de ani, dacă ai motor mm-hmm. puternic, până și la asigurarea mm-hmm. simplă, sunt foarte mulți factori. Da, și aici sunt, dar spun eu asta că e cea mai bună variantă de 400 de euro în România. Bun, deci asigurarea ca în România, impozitul ca în România. Da. Mașina o cumperi mult mai repede. Salariul nu ca în România. Salariul nu ca în România. Dar ce mi-ar plăcea să fie ca în România sunt amenzile. De ce? Sunt mari amenzile? Sunt foarte mari. Zi-mă o amendă dacă depășești limita de viteză și ți-a permisul, care amenda? Amenzile sunt, să zicem, de la 40 de franci la câteva mii. Cea mai recordul de amendă mondial se află în Elveția, de 1 milion de franci. Și nu e și acolo unde i-a confiscat mașina? Da. Aia e, nu? Da, e un băiat, un suedez cu un GLS, cu un Mercedes. Uh-huh. Da. I-a confiscat și mașina, nu? Da, i-a confiscat, pentru că așa e. Și dacă nu-ți plătești amenda, ori faci muncă folos comunității, ori faci închisoare. Păi și chiar o faci muncă folos comunității, adică te pune da. Să muncești? Da. Băi, cred că mă mut în Elveția, frate. Mă mut în Elveția. Dar nu o să mă mut cu E39, că încă n-am aflat că ai treaba cu modificările. Ia spune tu cum stăm cu modificările în Elveția. Adică tu poți... Ce înseamnă, uite, ce aveți voi așa
cum avem noi în România registrul auto român. Care este corespondentul în Elveția? Cum se numește? Straße Verkehrsamt. Ok. Road Traffic Office. Ce-a spus el acolo? Da. Road Traffic Office, da. Și ce lasă controlul traficului la voi în Elveția să omologhezi mașina? Sau ce, cum e, deci cât de permisiv? Sunt două tipuri de modificări, corect? Okay. Cele care îți modifică norma de poluare și cele care nu îți modifică. Okay. Pentru cele care nu îți modifică norma de poluare, este foarte simplu. De exemplu, cum am conectat eu mașina, mă duc la ei și spun, uitați, mașina mea nu mai are culoarea albastră închisă, are culoarea roșie. Ok, îți iau talonul, îți dau altul, te costă 300 de franci, evident. Păi în România e mai simplu, fiindcă e 100 de lei treaba asta. Schimbul de culoare în acte este 100 de lei. Și cât aștepți? Nu orică așa foarte mult pentru treaba asta. Nu, pe mine e de alte chestii, nu schimba de culoare. O jantă mai mare. Da, cred că nu închid ochii, dar închid ochii dacă tu nu ești în evidență foarte mult cu mașina de la și tuning. Spun, da, ok, ai tunat un pic, mergi mai departe. Dar dacă ai un sunet peste cel care e la tine în talon, vei fi taxat. Vei primi o amendă de sunet. Dar poți să omologhezi? Da, poți. Și vei plăti pentru modificările care le-ai făcut. Știu că în Germania piesele, suspensiile reglabile, tot felul, evacuările, toate astea, sunt anumite firme aftermarket care fac treaba asta și primesc un TÜV, adică un certificat de conformitate care atestă că poți să pui piesa respectivă. În România nu e valabil treaba asta. Deci, da, poți să iei suspensie de 2000 de euro, dai pe ea, toate astea, vii cu ea în România și ești legal. Spune că, da, că nu e omologată. Păi nu e omologată, fiindcă e acolo. În Elveția există treaba asta? Adică poți să spui suspensie reglabilă, de exemplu? Da, poți, dar din nou tu trebuie să te duci la MFK, la ITP, să verifici că într-adevăr e ok. Adică nu există companie care spune, asta e omologată, te duci și mai treabă. Toată lumea spune, îți faci unele modificările, te duci și faci ITP-ul, te duci și faci MFK-ul din nou. Ok, am înțeles. Bun, deci e ca în România, e ca în România. La da, e da, ca în România. Exact. Numai că țineți, nu există conceptul de omologat. Și cred că la noi în România, cred că noi mai scăpăm oarecum, fiindcă oamenii sunt mai înțelegători decât acolo. Acolo mi se pare așa un nivel de civilizație mult mai mare. Și aici cumva sunt multe mașini modificate ar fi acum, sau multe mașini care nu ies la norme, chiar dacă sunt stoc tot ăsta, și toată lumea trece cu vederea. Da, exact. Și dacă ai tu un BMW 39 sau o mașină asta roșie și ești în evidență și te mai acturată, asumă-ți, frate, fiindcă ți-ai făcut-o cu mâna ta, știi? Exact, exact. Bun. Ce interesant e că oamenii nu prea își modifică mașinile, pentru că deja și au M-pachetul din fabrică pentru că au bani. Exact, așa, eu nu trebuie să se... Păi tuning-ul e o realitate a oamenilor săraci, fiindcă noi n-avem bani de... Eu am 2-2 benzină, n-am bani de M5. Am făcut să arate mai rău ca un M5, adică mai curioasă, dar ia tot 2-2 la bază, știi? Înțelegi? Exact, exact. Bun, hai să mergem puțin. Deci colantul unde ai făcut mașina? Unde ai colantat mașina? La Custom Look în București. Da? Da. Ești mulțumit de ei, nu? Foarte mulțumit. Mi se pare că arată foarte bine, sincer. Mie îmi place negru cu roșu. Ce culoare e? Cum se numește culoarea? Crimson Red. Foarte rar. Și se întreține, cred că, mult mai ușor decât ce am pus pe mașină. Ce văd eu aici? Plăcuțele, vină puțin mai aproape de mine. Plăcuțele astea de matriculare, buzi mici. Da, și arată foarte fain. Foarte fain. Ce de America? Puțin. Da, pe față. Dacă America sunt și de la mici și de la mari. Noi avem în față doar mici și în spate sunt normale. Da. Arată foarte, foarte bine. Dintr-o, dacă vorbești româna, treci mai departe, nu? Da, exact. Și e foarte interesant, deci e absolut genial. Când intri, spune, ok, vorbești româna, du-te acasă. Când te întorci înapoi, ești ceva genul, ok, lasă că te controlează elvețenii. Deci nu te controlează nimeni, nici când duci, când te întorci. Dar pe de altă parte, când aveam F30-ul, ăla cu motor de 2.0, aveam numere de România și am stat cu numere de România vreo 6 luni acolo în Elveția. Frate. Toate poliția, nu? Da, era pe tine, m-a oprit în Germania, în Austria, nebunie. Cred că și cunosc numerele. Aveam numere de Vaslui și Boss, adică... De Vaslui aveai? Da. Mamă, dar au zis pur Vaslui până în Germania, s-a aflat de el. Bun, mașina ai pachetele Luxury, deci nu ai pachete în pe ea. Da, da. Văd aici un Distronic sau ce ăsta? Da, da. Adaptive Cruise Control la BMW. Da? Dar așa, în afară e ăsta senzorul? Da, da. În caz de impact, nu salvezi nimic aici, adică e praf. Aleluia, da. Camere 360. Deci camere 360, ai una aici. Da. Asta e foarte mișto când ieși din o intersecție. Poți să le activezi și să vezi ce vine în fața spate. Ai fi surprins cât de inutile e. Nu vezi, nu? Nu. Are un gata de prost încă nu. Da, da. Ok, mă gândeam. E foarte inutil. Ok, și mai avem și niște camere, cred că aici sub ochi, nu? Da. Deci toate astea. Uite aici. Da, și pentru camera 360. Ca adună imagine din toate camerele. Pentru bird view. Da, exact. Cum spune Mihai. Da, exact. Și avem și aici puțină o inserție de albastru, cred că la o mașină albastru pe care ai atins-o. Da. Așa am luat-o, da, cel mai probabil astea. Avem jantele pe 19, nu? Pe 18. Sunt jantele originale care vin pe Luxury, doar că le-am vopsit.
A, chiar că sunt alea de pe lacuri și vin, îmi pare că și pe F10 vin astea cu multe spițe. Da, da, dar doar pe variantele lacuri. Da, arată foarte bine, dar vezi, exact arată foarte luxos, dacă le-ai făcut negre nu mai par așa. Da. Adică le-ai schimbat total. Pentru că toate elementele negre și pe lateral erau cromate. Dintre pachetul lacuri. Exact. Și știu că avea și un badge acolo cu lacuri, nu? Dar nu toate. Nu toate? Știi, da. Că și eu prima oară când am cumpărat, m-a fost, bă, sigur e lacuri, că n-are badge-ul ăsta. Dar nu toate au. Păi mi se pare că dacă vrei și în spate să n-ai badge și toate astea, poți să plătești în plus să-ți dea... Să nu mai scrie 330 pe el. Da. Hai să mergem în spate, să vedem partea din spate, fiindcă și aici e ceva interesant. Avem triplele astea care, sincer, e ceva aftermarket aici, nu? Nu, sunt originale, din Osmos. Cum să fie originale mai asta? A, uite, BMW aici. BMW, da. Ia filmează mai. Păi, au fost modificate, adică le-am cumpărat eu. Deci scrie aici BMW, avem sigla BMW. Dar... Nu, sunt originale. Foarte tare. Și ce modificare are? Nu, au fost cumpărate, le-am înlocuit. Am cumpărat de M Performance. Stopuri de M Performance. Și asta vin pe M Performance? Așa vin ele? Da. Da? Da. Nu aș putea, am făcut și eu pe asta acum. Din fabrică vin. Da? Da. Numai că eu le-am pus după. Ai evacuri, n-ai umblat, ai evacurile curate. Nu, urmează, stai, ți-arăt. Cam ce înseamnă un euro 5, 6, cât e asta? Hai, vreau și eu. În lista de to-do. Păi da, mă, nu mai diferență. Ia, să fie mai diferență? A, ba da, mai e. Ba da. Știi ce? O să modifice și un pic sunetul, știi ce? Data viitoare când vin. Ce urât la... Uite că văd că ai și un eleron acolo, ce? Da, l-am scos că nu-mi plăcea construcția. Ia, pune puțin să vedem cu asta. Îți scrieți cum... Pune-l așa doar, provizoriu. Nu vine foarte bine și... Nu știu. În teorie, cam așa. Nu vine bine, zici tu? Vine perfect. Nu, el vine bine vizual, dar nu se așează bine pe părere. Ah, ok. Și o să-mi iau altă. Ok, am înțeles. Păi probabil a luat ceva... Știu că astea sunt mulți producători. Mulți producători fac treaba asta. Nu e unul premium sau ceva. Bun, hai să băgăm asta în interior. Da. Și eu zic să mergem puțin la interior să vedem cum merge 330 ăsta, fiindcă trage, frate, n-ai cum să spui de un 330. Și urmează stage 1 ca să tragă cu adevărat bine. Vrei să ne arăți și motorul? E murdar sau ai curat? Nu știu, hai să vedem. Hai să vedem cum e motorul. Păi, 6 cilindri de linie, frumos. Da. Tot ce trebuie. Am mers zilele astea că am fost să căutăm o mașină pentru toată lumea și am mers cu multe 2.0 și B47 sau care e motorul la B47 și cu M47 și cu N47 nu se compară, frate, când îți cumperi BMW diesel, dacă îl cumperi 2.0, nu e. E leșinat, se aude că trage acolo, se urcă în ture ca să facă și el ceva călusă de astea, dar nu trage, frate. A spus și uite că fie am mers cu prea multe 3.0 diesel pe BMW și asta mi se pare că nu trage niciunul, fie chiar trebuie să pui 3 litri pe BMW. Știi de ce se întâmplă asta? Pentru că dacă te duci cu un 2.0 pe dyno, o să vezi că nu scoate 184. Dacă scoate. 170-175. Și cu 3.0 dacă te pui, am auzit cazuri ca să scoată mai mult. O să văd mâine. Am înțeles. Ai spus că ești nemulțumit puțin că n-ai suspensie adaptivă, da, dar da. Eu zic că bine, pentru Elveția era bună, pentru România mi se pare niște costuri care... Costă super mult, deci întreținerea e de 4 ori mai mare. Acum că senzația e de 2 ori mai mare, nu de 4 ori mai mare. Că merită, că nu merită, era latitudinea celui care o cumpără. Hai să mergem și la interior, să vedem exact și interiorul. Opa, și hai să vorbim puțin. Deja am văzut câteva chestii care îmi plac la mașina asta. GoPro ăsta e super șmecher. L-am de vânzare dacă vreți. Bă, sunt multe chestii faine la mașina asta. În primul rând interiorul. Asta e coniac, dacă l-ar vedea taică-mi acum... Cât... Doar pe lacuri se găsește interiorul. Da? Da? Și e mișto că se continuă și pe bord. Nu știu dacă la toate vin și bordul e jumate... Coare. Ai 3 butoane aici în stânga, da. Deci e aproape full. Volanul de M. Nu, pe F30 toate au 3 butoane. Da? Pe seria 7, da. Pe 5. 7 sunt 5, doar pe seria 7. Și pe 5 sunt 4, nu? Cred că da. Da? Avem, dacă nu e așa, lăsați-mi voi în comentarii, fiindcă probabil voi știți mai bine. Avem pachetul de M cu padele și o padelă din aia care mi se pare destul de ok, adică nimic. Da, nu are... e foarte utilă. Știi că mulți spun prelungiri din alea padele și știu, le fac mai mari. Ai ceasurile digitale care... Asta merită toți banii momentan, nu sunt, ia să punem piciorul pe frână și se aprindă. S-au aprins, bă, asta merită toți banii. Care se schimbă dacă pui pe sport, dacă pui... Dacă punem mașina pe sport aici, pac... Devin roșii. Sincer, mi se par puțin aiurea asta roșii, nu știu ce, mie nu-mi place. Mie îmi place mai mult. Da? Da. Mie, sincer, îmi place mai mult așa pe confort, cum arată. Da, adică e stilul analogic și... Da, e un pic de clasic, da. Bun, hai să oprim motorul. Cutia 8HP, nu? Da, evident. Yeah. Nu e cutia sport, pe Lacford nu vine cutia sport. Știu că se diferenția cu o chestie cutia sport. Mi se pare că aici era ceva schimbat la... Da, arăta și joystick-ul diferit. Diferit, da. Nu?
Dar e și mai agresivă, în primul rând. Mai agresivă la schimburi, nu? Da, da. Schimbă mai sus sau schimbă mai... Și mai sus și mai repede. Și mai repede, am înțeles. Dar tot convertitor de cuplu. Evident, evident. Tot la fel, nu? N-au pus DCT-ul pe asta. Nu. Navigația mare, clima pe două zone, încălzire în scaune. Am făcut un retrofit la navigație cu... NBT-ul? Da, da. De ce n-ai pus Android? Pentru că am iPhone. Ah, ok, am înțeles. Pentru că am iPhone, vezi? Scaunele sunt electrice, nu știu dacă sunt full electrice, ba da, cu memorie cu tot. Da, full electrice cu memorie. Mișto. O dotare care am căutat-o neapărat. Și avem trapă. Bă, mașina fără trapă e ca femeia, lăsați voi în comentarii. Dacă aveți panoramic, dar panoramic doar pe F31, nu? Da, exact. Doar pe F31 vine cu panoramic. Da, e o cameră acolo. E o cameră, nu? Pe care citește indicatoarele, da. Asta vreau să spun, că nu le-au toate nici pe asta. Nu, eu am căutat, e super util, super util. Și îți dă pe heads-up display viteza. Și în România funcționează? Da. Da? Unde, da. Unde sunt indicatoare? Da. Și da, nu, dacă nu e indicator, își ia de pe GPS. De pe GPS, de nu? De pe locația GPS se spune... Foarte tare. Uite, da. Așa, dacă iei amendă și cu treaba asta, înseamnă că e și altfel. Și crede-mă că iei. Iei, nu? Da. O să vedem acum când facem un test drive. Rotița asta, mă rog, iDrive-ul clasic, îl găsim și pe... Mi se pare că e și pe 90 treaba asta, pe facelift, aceeași treabă. Nu, nu, ăsta a apărut la variantele după 2017. Da? Da, eu am făcut retrofit. Zici tu că asta? Chiar am mers zile trecute cu o rotiță din asta așa, cu... Cu de-asta mare? Cu de-asta mare și cu exact cu toanele astea. Sau am mers pe 5. Retrofit. Sau am mers pe 5, pe 61. Nu mai țin exact. Aveți oricum un clip în descriere cu căutarea noastră despre pentru mașina tatălui meu. Voi zic că nu am ce să mai spunem la interior. Hai să dăm bătaie să mergem puțin cu mașina, fiindcă sunt curios cum merge 530-ul ăsta. Cred că o să fie mult cuplu aici la... La interior? Cam 560. Cam 560? Hai să sperăm că o să fie bine. Haideți că am revenit și la interior. L-avem aici pe Narcis, care nu se obișnuiește cu traficul din România. Am dat de câțiva șoferi care n-au dat prioritate. Care vor să ne facă rău. Vor să ne facă rău, exact. Dar noi avem aici antiradarul ăsta care, ci că nu e legal în Elveția. Nu, nici în Austria. Nici în Austria. Ce se face dacă depinde cu antiradar? Depinde unde. Dacă te prinde în Elveția, ți-l confiscă și primești cam 1000 de franci amendă. Ok. Dacă te prinde în Austria, ți-l confiscă, ți-l distruge. Hai să-l oprim. Da, să-l oprim? Nu știu de unde. Deci. Așa. Și 3000 de euro amendă. Deci amenzile sunt în euro. Deci 3000 de euro amendă? În 1000 de euro. A 1000 de euro, am înțeles. Da. Tot în față. Dar eu ce fac e că atunci când am făcut o țară unde nu am voie, îl iau, îl scot în porba, îl pun în portbagaj și în caz că mă opresc, îmi spun, domnule, nu-l folosesc. Bun, deci amenzile sunt în 1000 de euro. Da. 3000 de euro ca un antiradar. Câte amenzi plătește 3000 de euro? Depinde, dacă depășești foarte mult limita de viteză, 3. Dacă depășești puțin limita de viteză, 10, 20. Am înțeles. E ok. Dar spun că eu mi-am scos banii până în România. Și nu poți să-l bagi undeva ascuns? Nu mai este la fel de eficient. Ok. Dar e simplu, e plug and play. A, păi și dacă l-ai băgat... Nu mai am detector, unde e detectorul? Bun, așa poți faci cu orice modificare. Pe dor. Fac aici. Că România nu-i problemă, dar mâine pleci în Elveția și să nu luiți aici, Delta. No, la Unguri și la Germanie e și România nici nu mai simt, da. Păi, românii nici nu au camere de viteză, știi, adică... Vreau să te întreb, acolo în Elveția sunt polițiști care stau la pândă și... Foarte rar, foarte, foarte rar, rar, nu? Și dacă stau, să spunem, la pândă, stau cu echipamente laser. Adică cu pistol, cum mai e și pe la noi, care nu ai nicio șansă nici cu detector, nici cu nimic. Ce am văzut că folosesc acolo oamenii, din moment ce sunt foarte multe camere fixe, deși sunt și camere mobile, okay. Pur și simplu o mută acum o săptămână aici, săptămâna viitoare dincolo, ca să nu te înveți cu ea, știi? Și oamenii folosesc aplicații care îți pun în timp real camerele fixe. Păi și ce aplicații sunt? Că se există și în România sau doar... Nu sunt camere fixe, da, exact. Dar sunt foarte bune pe Austria, Germania, Elveția, Ungaria, toate sunt bune. Exact, la noi Waze e forță. Chiar am văzut și eu că... Am avut și stații la un moment dat. Și tot mai bune Waze-ul. Ambele, nu. Sunt în mișcare, radare în mișcare și pe alea. Nu le iei cu Waze, nu mai cum să le iei. M-a luat pe mine cu radare în mișcare, am trecut pe lângă ei cu... Eu le iau cu detector acum. E și asta o afacere până la urmă, dar pentru oamenii care merg repede, da? Tu ai 3000 diesel, îți permis să mergi repede cu 2-2 benzine, nu prea... Deși nu-mi curajez să meargă nimeni foarte repede, știi? Care a fost viteza maximă cu care ai mers cu ea?
260. 260? Da. Eram în Ungaria cu mașina asta și era un băiat cu numere de Germania, cu un X6. Eu știam că sunt camere, că aveam aplicații, detectorul, tot, că e legal în, în Ungaria. Și băiatul nostru m-a depășit, eu cred că mergeam cu 180, m-a depășit forță. Și apoi am călcat-o și eu. Și am mers, am traversat cu el toată Ungaria în 220. Și atunci am observat că cruise control-ul este limitat la 210. Deci nu poți să mai cruise control adaptiv dai la 210. Dar noi o călcam, adică... Am înțeles. Știi ce am făcut la un moment dat? Că ne-am pus amândoi pe cruise control și ba mai stăteam eu, puneam el față de mine, ba mă mai duce... Mă puneam eu față de el, da. Ah, ok, am înțeles, gata. Deci eu nu mai mergeam, aveam cruise control-ul adaptiv față de el, cu cât mergea el, mergeam și eu. Și el mergea tot cu 210, că era tot pe cruise control. Era noapte, nu era trafic, eram eu, el și încă trei tiruri. Păi, pe interior e mișto, tocmai ți-am spus că mi se pare că se simte că e X-Drive. Adică tu ai spus că pe curbe se simte cel mai mult și pe, pe treaba asta. Când va începe mașina să subvireze, fiind X-Drive, subvirează mult mai mult decât una cu tracțiune spate. Asta spune tu că de asta nu ți-ai cumpărat Audi și totuși tu ți-ai luat o mașină care tot are Da, în schimb nu subvirează ca un Audi, subvirează mai mult decât un BMW cu tracțiune spate, deci e fix între un Audi și un BMW cu tracțiune spate. E un compromis, să zicem așa. Da, da. Sincer, eu aș lua tot timpul tracțiune spate, mi se pare destul de complicat X-Drive-ul ăsta. Și eu am văzut mașini cu ochii mei, am văzut un X5 al unei vecini de-al mele, care iar nu putea să iasă din parcare. Deci pur și simplu patina în gol și nu putea să iasă din parcare. Din aceeași parcare în care n-am pus aici eu cu tracție spate. Da. Ia de acum unde demara să vedem exact. Dă-i pe sport. Dă-i pe sport. 60, 70, 80, 90, 100, gata, s-a dus. Mama, trage, frate. Nu, că abia acum a început să-i sincer. Păi, deci nu mi-am pus spatelele. După 100 trage azi BMW-ul. Fuck. E motor de 3.0 simplu. Nu merită, frate, să iei 2.0 pe BMW, deci nu merită, deci zbută... Nu mai ai senzație. Nu știu, frate, pare că, știi cum mi se pare mie, la Passat, la Audi, poți făcute să tragă și 2.0 alea, poate spargă la 2.0 diesel până la 100. Fiindcă au tăpile scurte, reprize scurte, tot ăsta, da. Și trag bine, după aia mor oricum, Audi și, și Passat tot moare după aia. Dar la BMW, nici până la 100 nu trage. 2.0. Da, ei spun că scot... motor de 2.0 în 7-6 secunde sau în 7-8. Și asta când scoate? În 5-3. Da? Știi de ce? Pentru că e X-Drive. Motorul, hai să stâng aici, așa? Motorul care nu e X-Drive, adică modelele care nu au X-Drive, scot mai mult pentru că nu poate să aibă gripul ca să poată să plece. Da, să pună puterea, da. Exact. Că de-aia au pus și pe M5 acum, pe ultima M5, 4-4. Bine, poți să decuplezi toate astea, dar nu l-au mai făcut doar spate, fiindcă și acum și cu 4-4 o pierde. Mi se pare că R6-le sau R7-le e mai fâșneț puțin. Da, da. Am văzut la Caro au. Exact acolo, acolo am văzut. Da. 3 2 1 și olele. 40. Mamă, frate, cum a plecat, ești întâi la cap. Gata, 100. Păi nu mă așteptam, mi-ai dat gâtul peste cap, deci jur. Mi-a spus și trebuie să dau cu el în față. Speed bump. Speed bump. Și vezi ce bine semnalizat e? Nu e deloc. Era un indicator care era. Da? Da. Mamă, e bombă, jur. Mai facem la întoarcere. Da. Să mă anunț că... E ai spus cu... 3-2-1. 3-2-1, dar ai frapul de start. Pentru că veneau câțiva din spate. Nu, e mișto dieselul, se simte cu plăla. Chiar mi-ai dat toți banii. Deci asta a fost de fapt X-Drive-ul, crede-mă. Da, și asta. Pentru da. Că altfel începea pe spate să facă așa. Aveai dramă, puțină emoție acolo că pagina roțile, da, exact, cu exact. Astea, dar nu aveai eficiență, nu se ducea calma. La ce bani se învârte o mașină asta acum? Depinde de... Gata, așa. Eu mi-am luat-o la 18.500, okay. Dar cu toate modificările care le-am făcut am mai băgat 10.000, liniștit. La 10.000 m-au oprit de numărat, cred că am mai trecut 1.200 peste. 10.000? Păi ce a băgat 10.000 de euro? Primul unde am făcut distribuția, că e motorul N57. Nu și e am spus, nu, e din 2013, B-ul l-a băgat 2014. Ok, am înțeles. 1000 și distribuția, colantul, vopsitul jantelor, tot interiorul, toate ornamentele, că toate sunt retrofit la interior, pentru că erau cele normale, care nu-mi plăceau absolut deloc. Mă rog, intră banii în mașină, da, dacă stai să... Se adună. Navigația, ai spus că ai făcut-o la navigație. Da. Deci sunt multe chestii care
care intră. Spui când? 3, 2, 1. Wow. Spune, 3, 2, 1 și... Mamă, dar ai urât senzația asta de cuplu, pe bune. Deci îți dă temerie. Bine, asta a fost neavând la un control. Ca să-ți dea toată nebunia asta, trebuie să-ți iei piciorul pe frână, știi? Foa, dar duci cutia. Evident, evident, adică nu faci asta în fiecare zi. Vai, doamne, dar nu-mi place tot timpul cum lucrul de diesel, mă ia cu capul jur. E prea mult cuplu pus la... Și de patru ori spus, asta da. E frumos. Hai să fim acolo la Madi. Să închei și vă, că dacă mai dai 2-3 reprize, mă termin, uite aici pe Madi. Cam asta a fost vlogul. O să oprești mașina. Nu, mașina nu trebuie oprită după ce o forvezi. Foarte altfel, frumos. Altfel distrugi turbina. Și țin la turbina mea. Da? Da. Ia-ți și-a țin la diviza. Eu am fost mai de toți banii, eu trebuie să mă recule puțin după acest cuplu luat în plin. El a fost narcizat și prin follow pe pagina lui de Instagram și pe Facebook. Și mai am o pagină de Instagram. Okay. bmw.driving.europe în care postez filmulețe cu dashcam-ul cu nebunii. Da? Da. Nu știu, te-a spus asta treaba asta la început. Da, era mai eficient. Ce, acum am subscriber pe amândouă. Da? Pentru cei care au avut până aici. A, pentru cei care au avut până aici, dar o să ajungă puțin până aici. Bun, eu am fost mai toți banii până data viitoare, toate cele bune. Bă, e și ambiental acum, văd. Da. Are și ambiental. Pa, pa. La revedere.